Take me up to heaven. Heaven, heaven. Yeah, she got me reaching still. Still. Nothing to stop. Bun, arpa. Se pare că și i-a rupt tiparul. Două secunde. Acesta. Da? O dată. Ceva de genul. Bun. Se pare că a rupt și rezistența. Hai să vedem unde suntem acum. Rezistență. Suport. Dacă ține acest suport, următorul target este 0,91 de cenți. Da? Are un potențial de unde acum? Undeva la 81%, 85%. Deci am putea face ceva de genul. Cum stop loss. Undeva la 10%, avem un rizigor de 7 la 1, da? Chiar, da, 7, unde suntem acum, chiar 10 la 1, da, sub acest vârf. Ceva de genul, 9,5 la 1, da? Bun, în principiu cam la asta ar trebui să ne așteptăm și la Zen ar trebui să ne așteptăm. Haideți să trăsăm și totodată să ținem cont de ce se întâmplă. Primul target. Nu știu de ce așa nu e așa mare. Tot la fel facem și aici. Acesta se pare că este mai sub ultimul vârf. Deci undeva tot la 9,5 la 1. Haideți la KNC. Dacă ține până aici. Asta se pare că are mult mai puțin, pentru că nu a confirmat chiar 2 la 1, ceea ce este momentan nu se merită. Bun, acesta ar avea undeva la, ar fi bine să-l așteptăm aici, părerea mea, și să luăm până aici. Ăsta e un risk reward foarte bun. Deci dacă vine și testează suportul ăsta, eu aici aș intra și aș ieși exact aici. Și ar fi undeva 16 la 1, ceea ce înseamnă super bine. Da. Acum, aici la fel, aș aștepta să rupă și să ia rezistența aici. Și aș intra exact. Asta trebuie să modific din setter ca să mai apară așa. E ok. Deci aș fi așteptat să rup aici. Și cam așa ceva. Și ar fi undeva la 11 la 1. Dar aș aștepta să confirme aici. Și să le ia suport. Sau chiar aș aștepta și aici. Să văd ce face. Pentru că asta încă e o rezistență. Dar dacă ar lua o suport cu o săptămână, cu o lunare închisă pe weekly, sunt șanse foarte mari să țină acest suport și să vrea mai sus. Da? Așteptăm să confirme. Mai bine așteptăm să confirme. Da?
Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!